primarul general al capitalei țării noastre, domn Ion Ceban, acuză că este filat, adică urmărit. Procurorul general a spus că nu există nimic de genul ăsta din partea procuraturii. Primarul n-a zis-o asta neavând ce face, a spus-o în emisie direct, la ședința primăriei, spune care informații sigure. Haideți așa. Ce zice legislația noastră națională? Orice filaj efectuat de către instituțiile statului se efectuează doar cu acordul procuraturii? Sau avem structuri ale statului care pot organiza astfel de urmăriri și pe cont propriu, fără autorizație? Și măsurile de activitățile operative de investigații se fac cu autorizație procurorului, deoarece le se fac în cadrul unui dosar penal. Altfel, la noi, ultima vreme, și unii reprezentanți ai presii de investigații utilizează metode specifice activității operative de investigații. Eu m-am întâlnit eu singur, personal, cu asemenea activități, care eu le calific ca fiind măsuri operative de investigație, pe perioada când am fost ministru. Și eu nu pun la îndoială ceea ce a spus primarul general, ținând cont de faptul că eu sunt sigur că și eu am fost monitorizat foarte intens, în afara unor proceduri legale pentru a să colecta informații cu privire la activitatea mea, cu privire la modul de viață, pentru a înțelege în genere cum mă voi comporta eu în calitate de ministru al justiției. Și nu, singură dată am sesizat elemente inclusiv de urmărire automobilul cu care mă deplasam, deoarece eu aveam un șofer mai specific care cunoaște un pic de activitate operativă de investigație și el observa lucrurile respective. Stranietăți la telefon, dar și nu doar. Deci ea nu cred că și anumite semnale chiar de prin anumite sisteme cu privire la filarea mea. Dar în ceea ce privește Ion Ceban, cu siguranță el reprezintă interes, cu siguranță Partidul Acțiune și Solidaritate înțelege că Ion Ceban ar putea să fie acel capac politic la o anumită etapă, în cazul în care dumnealui ia al doilea mandat de primar general. Și asta este capac. Cum poate să fie capac? Cum poate să fie? El are un rating puternic. Împreună cu Partidul Socialiștilor, fi într-o echipă, fi nu știu care, analizăm. Dacă împreună cu Partidul Socialiștilor, asta este un rating extrem de puternic care blochează majoritatea Partidului Acțiunii și Solidaritate, mai ales în cont de modul în care ei gestionează țara din punct de vedere politic de la începutul guvernării. Și dacă ei 4 ani de zile o să continui într-o asemenea manieră, păi la următorii 4 ani de zile nu cred că ei au toate șansele să mai obțină un mandat și atunci Ion Ceban reprezintă un pericol pentru Ion Ceban guvernării. Reprezintă un pericol și în afara Partidului Socialiștilor pentru PAS sau exclusiv dacă face parte din echipa socialistă? Mi-e foarte greu să vorbesc acum despre proiectele astea politice, adică înțelegerile, modul în care urmează să se aranjeze lucrurile. Eu aici nu vreau să judic, dar eu știu că Ion Ceban este o persoană extrem de puternică din punct de vedere politic și anume activitățile sale în calitate de primar general, deranjează foarte mult Partidul Acțiune și Solidaritate, deoarece lumea este în general mulțumită pentru modul în care el gestionează treburile în oraș și lumea vede schimbări în oraș. Cu toate că vrem mai repede, dar ținând cont de precedenții primari, totuși actualul primar general generează calitate pe teritoriul municipiului Chișinău și încearcă să observăm noi să duc și o politică echilibrat, să axeze exclusiv pe activități de manager a municipiului Chișinău, nu se bagă în anumite jocuri geopolitice și chestiile astea nu deranjează inclusiv partenerii de dezvoltare și el nu este un factor de asta care ar crea confruntări și ar crea opoziții din partea unor parteneri în cazul în care el pretinde pentru următor mandat de primar general. Adică localele din 2023 vor fi pe viață și pe moarte. Dacă PAS-ul mai fie la guvernare,